Timp de 2 zile, o echipă de medici oftalmologi a stat la dispoziția cernavodenilor. Chiar dacă vremea nu era tocmai de plimbare, încă de la primele ore ale dimineții, oamenii și-au făcut apariția la clubul sportiv din oraș pentru a-și testa vederea. Nu voi, dacă n-am spus la nimeni, s-a am plecat. M-am înțeptat, da, s-am nefugat. Ați mai anunțat vecinii? N-am anunțat cunoscut. Acum când mai vine, ca să-i anunț, să anunț vecinii când mai vine. Ați făcut control la oameni? Da. Bine, cu ochelași vezi, ce spune, dar trebuie bănuți. Este într-adevăr un lucru bun, dar să vedem rezultatul cum e. Credeți că au mai crescut dioptriile între timp? Au crescut pentru că eu am diabet și asta e problema. Cernavodenii au beneficiat, printre altele, de verificarea acuității vizuale, o măsurare la dioptron și, în final, de un diagnostic. În funcție de afecțiuni, pacienții au primit la recomandarea medicilor și o pereche de ochelari la preț redus. De ieri am venit, ieri și astăzi, și facem consultații pentru ochelari. Există posibilitatea să se și cumpere ochelarii? Da. Ochelarii, după control, se pot cumpăra la noi prin comandă. Acum depinde de fiecare. Controlele gratuite s-au adresat în principal persoanelor fără venituri sau cu venituri mici care nu-și permit drumuri la cabinetele din județ.